Salutare, băieți, bine v-am la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi vă face bine să sunt un alt challenge, pentru că am văzut că v-a plăcut episodul trecut. Așa că am venit să facem încă un challenge care mi se pare puțin mai ușurel, puțin. Așa că dați acolo pe butonul de like pentru multe episoade, abonați-vă acolo un share la prietenii voștri și să activați clopoțelul ca să fiți atent tot ce postez pe canal și să fiți acolo cu clipurile viitoare și dacă bine îți vreți. Așa că astăzi facem un challenge în care trebuie să jucăm cu controlele total inversate sau nu știu, văd eu cum le pun, încă nu le-am pus. Vreau să le pun pe clip să vezi exact că le-am pus și că nu știu ce. Vezi acum le pun, să vezi cât de handicapat sunt, pentru că n-am făcut asta niciodată și aparent o să fie ceva ciudat. Și dacă vreți următorul challenge, scrieți în comentarii challenge-ul vostru și dați acolo un like. Deci cum făceam? Că nu nici măcar nu știu. Dau aici edit controls. Și aici trebuie. Deci pe ăsta îl pun aici. Ultimat o pun. Nu pot să. Deci nu pot să. Zi. Tai că le pun minime. Fiți atenți că le pun minime. Oh my god. Va fi cam insane. Asta tot sis foarte mic. Pe ăsta îl pun în colț aici de tot, pentru că de ce nu? Ultimatul voi pune aici, asta voi pune aici, asta nu mă interesează, le pun oriunde, nu mă interesează, nu pasă. Gadgetul tot aici. Sau nu, hai ultimata să fie aici sus. Și asta să fie aici, asta să fie aici. Oh my god, ce naiba e asta? Save. E greu, e greu, hai. Hai să vedem, băieți, cum facem. Că mi se pare foarte, foarte interesant acest challenge. Stai puțin să vedem ce mapă este. Nu știu, ca să fie mult mai insane, o să-mi iau pe Piper. De ce? Habar n-am, o să încercăm, deci haideți. Da, mi s-au salvat, oh my god! Ce-i asta? Asta nici că nu pot să mă... Oh my god, facem primul kill. Facem primul kill. Oh my god, nu e ca și cum i-a fecat, dar facem primul kill. Yay! Oh my, bă, dar... Deci, îi se pare insane să te miști. Nu să tragi, că de tras l-am pus cam tot aici. Da, de mișcat, mi se pare insane. Pentru că e acolo sus și nu știu. M-am obișnuit să țin degetul aici jos. Și să nu, gen, acum de câte ori trebuie să mă... Să, uite, vedeți cât de greu e, îți... De acolo un hit, mort. Nu cred că l-am mai fost. Oh my god, sunt foarte bun. Bine, nu e ca și cum puteam să le pun altundeva. Adică, n-am, așa îmi permite jocul decât să pun pe o altă parte, că așa, știi cum făceam? Atenție. Nu! Știi cum făceam? Puneam ultimata pe cealaltă parte și mișcarea pe cealaltă parte. Adică pe partea în care e inițial, puneam pe cealaltă parte, știți? Ca să fie mult mai insane, dar am văzut că nu mă las sau nu știu cum să fac, nu știu. N-am făcut asta cam niciodată și nu prea am de unde să știu. Uți, de unde sta? Wow, nu e ca și cum am dat acolo și nu mi s-a pus. Hai că poate câștigăm primul nostru meci cu așa ceva. Deși mi-e greu să mă mișc, pentru că v-am spus, m-am obișnuit cu vechile, gen, să țin degetul jos, să nu mă duc după tita mai asta, să... Opa! Am ce hit, am de acolo un hit bun. Mamă! Bun, am câștigat, nici măcar n-am folosit ultimata. Vom pune asta aici, ca să fie și mai insane. Ultimata o pun aici în colț. Și damage-ul tot aici. Marș! Sau, nu, stați. Stați. Damage-ul pun, uite, aici. Că aia vreau să fie ce mai... Aia vreau să fie gen ultima, gen cea mai insane chestie. What the fuck? Dar, dacă pun vreodată mâna pe microfon și se aude ciudat, îmi cer scuze, dar nu am ce să fac. E foarte dificil. Nu pot să dau niciun damage, ești nebun. Numai auto eu mă salvează în meciul ăsta. Eu în aici nu mă duc risc. Mă risc foarte mult și așa nu pot să mă joc cum trebuie. Deci nu știu cum, dacă mă înțelegeți, dar telefonul meu la țin aparent într-un fel invers. Ca să pot să joc așa, nu știu, dacă, nu știu să vă explic cum de față, na, nu pot să vă explic. Dacă aveam facecam vă arătam, dar așa nu... Nu, după ce că... Abia mă mișc, voi îmi dai și lag jocurile. Bă, da, mamă, unde ultimata acolo? Nici măcar n-am văzut-o unde ultimata. Mă zic că ne-am, bă, dar unde ultimata? Bă, că nu mai știu unde am pus-o. Oh my god, cât de insane e. Meciul 2 e cam insane, că primul meci a fost așa cam easy, dar... Mamă. Mă, da, m-a rupt. Stai că am uitat unde era.
Vai de viața mea, cât de impos. Dar puțin, îl mut aici jos, așa. Să fie și mie mai ușor, puii mei. Sunt înconjurat de un bo și doi bo. M-a rupt, m-a distrus, m-a anihilat. Dar de ce am dat acolo? Bă, dar lagul vieții. Dar de ce am dat acolo? Nu mă înțeleg toată, dar... Uite, știu, uitați-vă și pe cât lag am. Ca să vedeți pe cât lag am. Așa, hai că am scăpat. Mai bine ne păstrăm Piper, nu știu, avem o țintă mai bună cu Piper, nu... Bă, dar vreau și un kill, dar e foarte greu, băieți, nu ești ușor cum... Aoleu... Bun, hai că mai e și un broc acolo și mă ajută să-l mor pe dementul ăsta. Aie, bine! Al meu! Kill-ul meu! Kill-ul meu, kill-ul meu, kill-ul meu! Așa... M-a luat. Nice. Chestie ever existentă. Asta aici. Băgăm... Amândouă! Stai, nu! Băgăm amândouă la maxim. Ca să ne încurcăm între ele, pentru că noi ai... Dacă eu dau pe o chestie, ne vom încurca între ele, da? Asta... O voi pune tot aici și o voi mări. Și asta la fel. Deci, wow. Wow. Ce e asta, băieți? Nu pot să mă joc. Asta puțin că cum îmi fac planul. Aoleu, cât de... Dar nici nu pot să trag, băieți, că e prea mare, prea în ecran. Oh my god, ce se întâmplă? Ce fac? Nu, că eu dau cu auto-aim de acum încolo. Dau cu auto-aim, dau cu auto-aim, că nu pot să, nu pot să trag. Nu pot să, nici măcar nu pot să dau într-o cutie. What the fuck? Doamne, nu vă imaginați cum țin telefonul acum ca să pot să fac acest... uite că așa, în direcția aia pot să dau mult mai ușor, îți. Dacă fac un kill cu setările astea, trebuie să dați acolo un like pentru că e insane. Uitați-vă puțin cât de insane e, cum... Încercați și voi chestia asta, să jucați voi singur, nu neapărat să filmați. Să încercați voi chestia, să vedeți cât de insane e. Pleacă-mă de aici. Mamă. Deci mi se pare foarte insane, deci nu știu cum, nu știu cum poate cineva să facă așa, așa ceva. Fugi, Alexe, fugi. Nu, nu, se blocase jocul, se blocase jocul, se blocase jocul. Da, băi, să am puțin lag pentru că aparent eu ieri n-am avut net deloc și cred că încă am niște anumite probleme. Și de-aia, nu, sunt mort, da. Să mai încercăm un match, deci vedeți controlele cum sunt, mi se pare... N-ai cum. What the fuck, e ultimata pe Brawler, ce? Uite, uitați, what, doamne. No, deci dacă fac un chestiile astea, sunt, spuneți în comentarii, spuneți în comentarii toți maestru, că n-ai cum să faci, nu glumesc, dar n-ai cum să faci chestia asta, mi se pare insane, opa. Acum ăla e mai puternic. Da, de ce mi se laguiește așa de mult, nu înțeleg. Că mă încurcă și, și lagul ăsta în a face, pentru că aparent mi se încurcă, uți. Ma! Îl omor! Îl omor cu setările astea, nu te cred! Îl omor cu setările, nu te cred! I-am dat damage? I-am dat damage din nou... Se roagă cu mintea mea de apare... What? Nu a fost la hit! Nu te reg? I-am dat hit... Dacă fac ultimata pe el, e cam distrus. Dar cum controlez... Bă, dar băieți, nu m-am gândit la o chestie. Cum controlez ultimata lui ăsta cu aceste setări? Aia m-am gândit eu. Cum controlez ultimata cu ăsta? Mamă, dar am și o țintă cu ăsta, bine, dar e greu, bă, băieți, nu e și ușor cum pare. Uitați-vă la el, uitați... Ah, GG, nu poți. Pur și simplu nu poți juca. Deci nu poți juca, n-ai țintă, n-ai nimic. Păi vă dați seama cât de repede îl bătem pe ăsta, pe bune, adică stea acolo în buș și am dat o comandă de damage, dar pur și simplu ratam, era foarte dificil. Deci, bă, băieți, cam asta a fost episodul, sper că a plăcut challenge-ul, dați-o cu butonul de like și ne vedem la următorul episod. Vă salut!